Aș dori să ne ridicăm picioare. Dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, aș vrea să o deschideți la Ioan, capitolul 19, 3 versete, versetul 25, 26 și 27. Să ascultăm cuvântul Domnului. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău și înaintea Evangheliei, înaintea ta, în prezenței tale, Doamne, în această dimineață și vrem ca acest cuvânt să fie pentru sufletul nostru o învățătură și o rană sufletească. Lasă, Doamne, ca acest cuvânt să penetreze inimile și mințile noastre pentru a trăi adevărul, a te urma pe tine și a străluci zi de zi adevărul Evangheliei în viața noastră și prin puterea Duhului Sfânt să înțelegem adevărul și să-L proclamăm. Îți mulțumim pentru frații noștri din casa Domnului din această dimineață și să lași ca să fim întăriți de puterea cuvântului Tău, plecând de aici să îl vedem pe Hristos în noi, în fiecare dintre noi și astfel să împlinim voia Ta în vremea aceasta. Îți mulțumesc. Amin. Luați locurile. E o bucurie și un mare har să fim împreună la casa Domnului, așa cum a spus și fratele Nicu. Ne întoarcem din România cu familia și acum mergem în România ca vizitatori. Casa noastră este în Anglia și mai mult decât atât, familia noastră, fiecăruia, este biserica. Și aducem și noi salutul nostru din România, de unde am fost, unde am predicat și toți v-au trimis dragostea, pacea, bucuria și încrederea pe care trebuie să o dovedim practic, să fie cu noi și în noi, până la revenirea lui Iisus Hristos. Și atunci când vom fi în cer, vom fi toți împreună. Nu va mai trebui să călătorim, ci vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Luna aceasta, subiectul este războiul spiritual și de seară mesajul o să vorbesc despre războiul spiritual. M-am gândit ca prima parte a predicii să fie în dimineața aceasta și apoi a doua să fie seara, dar câteva gânduri și evenimente din săptămâna aceasta m-a determinat ca în dimineața aceasta să vorbesc despre altceva și anume despre mama lui Iisus, despre Maria, felul cum ea a experimentat bucuria și suferința și cum a trecut peste încercarea de a-și vedea fiul atârnat între cer și pământ. Și prin experiența ei și prin exemplul ei și noi ca și copii ai Domnului să trăim atât în suferință cât și în bucurie, să ducem adevărul și voia lui Dumnezeu cu viața noastră. De fapt, duminică după amiază am avut, cum să zic, durerea să particip la o mormântare și a fost dureros să văd o mamă care și-a mormântat copilul ei, care avea doar 2 zile. O mamă care, în momentul când coșciugul a ieșit din casă și din curte, inima ei a fost străpunsă de atâta durere și strigăt, încât nu puteai în fața durerii să nu vezi o lacrimă și să nu te rogi ca dragostea lui Dumnezeu să înconjoare asemenea persoană în momentul suferinței. Apoi, vineri seara, ne-am rugat la timpul de rugăciune pentru o cauză specială, și anume pentru un tânăr care era în comă de 12 zile și ne-am rugat cu toată biserica la rugăciune și apoi, vineri seara, pe la 11:45, mama acestui tânăr mi-a trimis un mesaj. Deoarece am comunicat cu ea și am spus: noi ca biserică ne rugăm pentru voi și credem că Dumnezeu va vindeca și va învia copilul tău, fiindcă era în comă. Și
Această mamă mi-a comunicat și mi-a scris: frate pastor, băiatul meu a plecat la Domnul. Durerea acestei mame, pe care eu ca bărbat nu voi putea să o înțeleg, doar o mamă care își înmormântează un copil poate să trăiască acea emoție de durere, dar ca și copil al Domnului, bun înțeles, și eu am fost marcat de durere să înțeleg cum poate ea ca mamă să depășească acea durere, să-și vadă fiul ei de 20 de ani, aproximativ de 20 de ani, care a plecat la Domnul. Cuvintele noastre sunt prea sărăcăcioase și poate nu putem în fața tragediei și în fața acestor drame să facem altceva decât să privim în Scriptură. Și fiind motivat de aceste evenimente, m-am gândit la Maria, mama lui Iisus, fiindcă ea este mama Domnului Iisus Hristos. Așa cum știm, Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu, cu alte cuvânt, Tatălui a fost Dumnezeu și 100% om. Și mama a fost Maria, cred cu siguranță, și credem lucrul acesta, partea omenească a lui Iisus Hristos. În dimineața aceasta aș vrea să vedem din ceea ce am citit și să învățăm de la Maria. Poate mulți veniți din context ortodox și nu știu prea mult, cei care vin de acolo, sunt multe mituri despre Fecioara Maria și dimineața aceasta nu aș vrea să vorbesc despre aceasta, ci doar să vedem ceea ce Biblia vorbește despre Maria. Și anume, căci Maria este divinizată, iartă păcatele, iartă, știu eu, dă binecuvântare. A fost în România și, uitându-mă la televizor, la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, cum spun frații ortodoxi, am văzut acolo, accidental, cum spunea că reporterul, 27.000 de români erau în jurul unei mănăstiri de lângă Cluj. Și a rămas uimit cum oamenii în genunchi înconjurau mănăstirea. Și când le-a luat și le-a întrebat, de ce faci lucrul acesta, spunea, suntem aici ca Maria, care spunea că în secolul, nu știu, 18 a fost acolo și s-a prezentat. Nu știm că a se spune că în lume astăzi Maria apare în diferite locuri, în Argentina și în alte locuri în care oamenii religioși, catolici, ortodoxi, merg și pelegrinează și se închină și acordă atenția unui Dumnezeu, crezând că Maria va fi aceea care va binecuvânta copiilor. Ceea ce m-a durut a fost că femeile care le s-a întrebat de ce ești aici, a zis, sunt aici pentru copiii mei, că rog ca Maria să aibă grijă de copiii mei. Și schimbând televizorul pe alt canal, sunt și eu păstor imperfect, am dat peste o altă reclamă în care accentua și vorbea despre mama, femeia secolului 21, care trebuie să fie perfectă, să arate bine, să aibă un job perfect, să fie cu familie, să facă totul în familie și așa mai departe. Și am văzut că în România sunt două feluri de oameni, oamenii religioși care se uită la Maria ca o mamă perfectă, ca un exemplu unde ea poate să ajute copiii și să ajute să fie mame ideale. Și apoi, pe cealaltă parte și extremă a societății, în care spune că presiunile vieții, ajutorul digital, cultura în care trăim, face ca o mamă perfectă să fie aceea care are salariul mai bun decât bărbatul, este și eu, îngrijește copiii, este prezent în permanență în familie. Nu știm ce va duce ziua de mâine, dar știm că și Maria, așa ca și noi, este om. Spunea fratele la rugăciune, căci Pavel a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Maria nu a zis lucrul acesta. Nu a zis,
Eu sunt modelul perfect, călcați pe urmele mele. Numai Iisus și Pavel a putut să zic lucrul acesta. Doar noi respectăm și cinstim Maria ca și mama lui Iisus și încercăm să învățăm și să înțelegem inima și viața ei pentru ca viața noastră de credință să fie mai puternică. De aceea noi ca și Biserica Pentecostală o respectăm în felul nostru ca și mama lui Hristos, atât. M-a durut odată când am văzut un pastor catolic, carismatic, pentecostal, spunea el, în care spunea că, de fapt, Maria, mama lui Iisus, a fost prima pentecostală, prima învățată cu Duhul Sfânt. Faptul că a fost prezentă la cinzecime și așa, încerca să dea atenție mai mult decât ne spune Scriptura. Nu negăm, este adevărat, Maria, mama lui Iisus, a fost prezentă în ziua cinzecimii și Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului pentru aceasta! Dar nu aș vrea să spunem mai mult despre ea decât ceea ce spune Scriptura. De aceea zic ca Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Sfânt, să înțelegem cuvântul Domnului și să lăsăm ca cuvântul Domnului să ne hrănească în dimineața aceasta. Haideți să privim la cuvântul Dumnezeu care spune așa, spune că la crucea lui Iisus stătea mama lui. Și când am văzut-o Iisus pe mama lui, i-a zis, femeie, iată fiul tău. A vorbit despre apostolul Ioan. Și lui Ioan i-a spus, iată mama ta. Aceasta a fost o conversație pe care inima lui Maria nu a înțeles-o. Adică nu am înțeles noi. Ea ca mamă o fi înțeles ceea ce Iisus i-a comunicat. Ceea ce aș vrea să noi ca și copii ai Domnului să luăm de aici este prezența mamei lui Iisus la cruce ne învață câteva lucruri. Și în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem că primul lucru pe care Maria a făcut la crucea lui Hristos a tăcut. Vedem aici tăcerea Mariei, nu scoate un cuvânt. Chiar în fața suferinței, în fața dramei, văzând fiul său, fiul ei, atârnând între cer și pământ, Maria nu face altceva decât tace. Spune acolo în Evrei, capitolul 13, versetul 13, spune că haidem să mergem și noi, să suferim cu Iisus în afara taberei. Adică faptul că o vedem pe Maria aproape de crucea lui Hristos este momentul în care Maria nu face altceva decât dovedește în fața suferinței că dincolo de durerea ei, prezența ei în fața lui Dumnezeu arată închinare. Momentul în care Hristos este atârnat între cer și pământ este momentul glorificării, momentul în care Iisus este glorificat. Nu înțelegem tainele Scripturii decât prin Duhul Sfânt. Iisus spune în Ioan, în capitolul 7, spune, atunci când voi fi glorificat, atunci voi trimite pe Duhul adevărului, pe Duhul Sfânt. Hristos, în momentul crucii, a fost în momentul în care gloria lui Dumnezeu prin suferință a venit peste El și astfel prin cruce și prin înviere vedem gloria lui Dumnezeu. Maria ne învață că în fața crucii noi trebuie să ne închinăm Domnului. În fața gloriei divine noi trebuie să îl adorăm și să ne închinăm Domnului. Aici o vedem pe Maria că nu ea îi se închină alții, ci ea se închină lui Hristos. Maria a fost persoana care a fost prezentă la încarnare. Deoarece, așa cum spune în Luca 1:7, ce spune că Duhul a venit și a umbrit-o și astfel s-a născut Hristos prin acest miracol dumnezeiesc,
prezența Duhului Sfânt și prezența Mariei împreună, în pântecul ei s-a format Mântuitorul. Deci Maria a fost singura persoană care a trăit momentul încarnării, fiindcă în ea s-a încarnat Hristos. Și acum o vedem din nou prezentă la un alt eveniment din viața lui Hristos, la glorificare, în momentul crucii. Este greu să ne imaginăm ceea ce Maria a trăit și a atunci, dar eu cred că ea a, cum zic, văzând fiul său cum moare și cum suferă pentru întreaga omenire, suferința ei a fost o suferință a bucuriei. În faptul că este greu aceste cuvinte, dar bazat pe cuvântul Dumnezeu, vedem că atunci când Maria spunea, când a dus copilul la binecuvântare și în viața omenească a lui Hristos, spune că Maria ținea toate cuvintele în inima ei. Și Maria a știut când Simeon i-a spus că inima ta va fi, cum să zic, străpunsă de moarte. Maria a știut că fiul ei este pentru mântuirea întregii omeniri și pentru Israel, el este Mesia. Și atunci când Maria, prin Duhul Sfânt, i s-a luminat că și fiul ei moare pentru ființa umană, inima ei suferea ca și mamă, de bucuria să vadă scopul împlinit al lui Dumnezeu. Vedem aici că atunci când moare un copil și mama plânge, am văzut și acum în România, mama este într-un loc aparte cu alte femei care o țin de mână și toate plâng, dar mama este aceea care nu doar că plânge, ci pronunță numele fiului ei. Am auzit, deci orice mamă când fiul ei moare, și în cazul lui Rodica și alte, au zis, Paul a murit, Matei a murit, strigă numele copilului, fiindcă numele copilului înseamnă ceva pentru mamă, ceva din ea s-a rupt, ceva special, că numai mama poate să simtă lucrul acesta. Am avut și eu o mamă și chiar weekendul acesta familia mea sărbătorește, iertați-mă cuvântul, sunt 10 ani de când a plecat la Domnul. A fost greu pentru copiii ei și pentru mine de asemenea. Ceea ce mi-aduc aminte este că înainte să moară, a fost un moment în care ea a suferit datorită unei boli cruncene, a avut cancer la plămâni. Și niciodată n-am auzit, în ciuda faptul că suferea și o durea, a zis, mă doare, nu mai pot, ajutați-mă. Suferea în tăcere și ducea suferința, a dus-o până la capăt. Noi ne bucurăm și lăudăm pe Dumnezeu atunci când un bolnav se vindecă. Și acest miracol, spunem, întregii biserici și întregii și o lume, cum Dumnezeu face minuni și vindecă. Dar atunci când un om al lui Dumnezeu suferă și în fața suferinței tace și suferă cu bucurie, suferă până la capăt, fără, cum zic, să mormăne, nu vedem în el decât un sfânt care își duce crucea sau se bucură că are harul să sufere. Ne bucurăm să vedem copiii ai Domnului în suferință, de la care învățăm, și anume, noi ca păstori mergem de multe ori să ne rugăm la spital pentru oameni bolnavi și ne doare și ne rugăm pentru ei, dar de cele mai multe ori bolnavii ne încurajează pe noi, fiindcă vedem acea încredere, acea lumină, acea bucurie pe inima bolnavului care nouă ne dă speranță. Așa este ca orice mamă. Dumnezeu m-a binecuvântat când a murit mama mea în acel an. Dumnezeu mi-a dat 2 copii gemeni, de fapt, pe Paul și pe Andreea. Când mă uit la Paul, văd caracterul mamei mele puternic, hotărât, și când văd pe Andreea, văd tandrețea și bunătatea mamei mele. Ca să mângâie inima, mi-a dat, după moartea mamei mele, după aceea mi-a dat 2 copii și mă bucur că Dumnezeu alege ca în urma suferinței să dea și binecuvântare.
Așa este și cu mama lui Hristos. A văzut moartea lui Hristos ca și o mare binecuvântare, fiindcă a știut că scopul lui Dumnezeu a fost împlinit. Vedem că la moartea lui Hristos, Hristos spune, Tată, în mâinile tale încredințez Duhul. Nu spune la Maria, pe Maria a lăsat-o în grijă lui Ioan. Dar vedem că Hristos se încredințează în mâinile Tatălui. Aș vrea și noi să învățăm importanța închinării. Atunci când venim înaintea Domnului, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu în mod corect, haideți să tăcem întâi, haideți să stăm cu adorare în fața crucii și în fața măreției și miracolului dumnezeiesc, fiindcă crucea este pentru oameni o nebunie, dar pentru noi este puterea și măreția și gloria lui Dumnezeu. Doar copiii Domnului, doar cei care au credință prin Duhul Sfânt înțeleg că crucea lui Hristos este gloria și onoarea lui Dumnezeu. Nu știm de ce, dar Dumnezeu a ales lucrul acesta. Apoi, în al doilea rând, învățăm de la Maria, mama lui Iisus, căci credința traversează și este dincolo de suferință. Prezența lui Maria la cruce o vedem ca și o femeie a credinței. Dacă privim în 1 Corinteni și în Romani, în special, Apostolul Pavel accentuează și ne vorbește despre crucea lui Hristos, care, așa cum spune acolo, este puterea lui Dumnezeu pentru cel care crede. Știm că credința în inimile noastre este produsă de miracolul crucii. Atunci când Maria vine la crucea lui Hristos și vine lângă crucea lui Hristos și sub crucea lui Hristos, nu vedem în viața ei altceva decât o femeie a credinței. O femeie care crede că fiul ei este fiul lui Dumnezeu. O femeie care în fața suferinței nu fuge, nu se ascunde, ci se lasă condusă de credința în Dumnezeu. Este ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. În momentul când trecem prin momente dificile, momente grele ale vieții, Dumnezeu vrea de la noi să fim diamante, să fim oameni și femei ai credinței. Acolo se testează credința noastră, acolo se vede mărturia și puterea lui Dumnezeu și faptul că noi slujim pe Dumnezeu, cum ne raportăm în fața suferinței. În fața suferinței, mama lui Hristos alege să vină la cruce. În fața suferinței, mama lui Hristos onorează crucea ca fiind soluția pentru ea. Ce faci când ești în suferință? Te bizuiești pe Dumnezeu? Alegi ca Hristos să fie vindecător, tămăduitor, stâncă și adăpost? Haide să învățăm de la mama lui Iisus. Mama lui Iisus spune că stătea lângă crucea lui Hristos. Multe mesaje spirituale sunt aduse de păstori și bazate pe cuvântul Dumnezeu, în care Iisus spune, luați crucea mea și urmați-mă. Și încurajăm, atunci când oamenii se predau, să spunem, aduceți la crucea lui Hristos îngrijorările voastre, păcatele voastre. Accentul este pe cruce. Accentul este în puterea lui Dumnezeu care s-a manifestat la calvar, și anume importanța calvarului este dincolo de ceea ce mintea noastră poate să înțelegem. Și anume, calvarul are putere de transformare, calvarul are putere de vindecare. Am citit de mult o statistică și m-a rămas uimit, spunea că mai multe vindecări are loc în Biserica Catolică decât în Biserica Pentecostală. Și spunea, fiindcă catolicii cred că la cina Domnului, ei cred în mod fizic prezența Domnului acolo și astfel în momentul cinei, credința în cruce și în calvar, prezența fizică, noi accentuăm mult prezența simbolică. Dar prezența fizică face ca Dumnezeu să vindece. Puterea crucii vindecă spiritual și fizic. Asta înțelegem noi, că Dumnezeu ne-a iubit
Și dragostea asta și-a dat viața. Și viața lui, care, cum zic, de bună voie, a ales să moară între cer și calvar, a făcut ca tu și eu să fim reconciliați, să fim răscumpărați, să fim împăcați cu Dumnezeu prin moarte, prin cruce. Doar crucea face ca noi să, cum să zic, să fim în voia lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin crucea lui Hristos. De aceea eu, ca păstor și alții, spunem, valoarea pe care voi o aveți, o avem datorită crucii și jertfei de la calvar. Și atunci când un frate din biserică suferă sau este în problemă sau cade, este atât de important să alergăm, să-l ridicăm, fiindcă el este răscumpărat prin sângele Domnului. Deci crucea și sângele dă valoare fiecăruia în familia lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem importanța credinței și importanța crucii în viețile noastre. Deci mama lui Iisus s-a închinat. Prezența ei la cruce a arătat o femeie a credinței. Și în al treilea rând, mama lui Iisus a fost o femeie a cuvântului lui Dumnezeu, o femeie a ascultării și a Duhului Sfânt, cum am zis. O vedem căci mama lui Iisus capătă importanță de fiecare dată datorită lui Iisus. De exemplu, când o vedem prezentă la nașterea lui Iisus, la nunta din Cana din Galileea, aici la cruce și de fiecare dată nu o vedem decât în prezența Mântuitorului și prezența lui Iisus îi dă importanță ca mama. Am citit ceva, un articol a unui mare actor și acel actor, cum zic, a dus în atenție faptul că el a devenit mare actor prin faptul că mama i-a dat valori în copilărie și a pus în el anumite standarde și cum să zic, mama actorului a devenit chiar mai importantă decât actorul, felul cum articolul respectiv, anume, actorul a devenit faimos fiindcă mama a putut să pună în actor anumite, știu eu, valori sau talente, pe care știm că numai darurile naturale, Dumnezeu ne le pune noi. Așa este și aici, mama lui Iisus capătă importanță datorită lui Iisus. Dar începând din fapte, o vedem prezentă în Faptele Apostolilor, alături de biserică, prezentă în biserică, o femeie a bisericii, chiar dacă biserica catolică și ortodoxă încearcă să simbolizeze importanța ei, nu putem spune decât ceea ce spune Scriptura. O vedem prezentă la înviere, dar nu găsim nicăieri în Biblie faptul că Iisus i s-a descoperit Mariei, mama lui Iisus. E greu să ne imaginăm că Iisus n-a stat cu Maria după înviere. Dar cu siguranță Maria a fost, în momentul când Iisus a înălțat la cer, Maria a fost prezentă pretutindeni cu ucenicii, ziua cinzecimii și de fiecare dată. De ce? Fiindcă Maria iubea cuvintele lui Dumnezeu și le sorbea. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, fiecare mamă dorește ca fiii ei să devină poate faimoși, dar orice mamă dorește să-și vadă fiul fericit. În fața dramei, în fața suferinței, orice mamă pălește și am văzut drame, și anume, în fața suferinței, în fața dramei, mamele s-au sinucis, mamele, cum zic, și-au pierdut mințile, sau... dar copiii lui Dumnezeu, mama lui Iisus, femeia lui Dumnezeu, omul Dumnezeu, în fața suferinței, se încrede de plin, fiindcă el are credință în Dumnezeu. În fața suferinței, noi suntem chemați să continuăm să umblăm pe calea Domnului. Noi suntem chemați să ne închinăm Domnului. Noi suntem chemați să umblăm alături de Hristos. O vedem pe Maria lângă Hristos la cruce. Atunci când cel din lângă tine suferă, haide să fim alături de ei. Haide să arătăm, haide să vedem în noi și în cei de lângă noi
Oameni și femei care se bizuiesc pe Dumnezeu și pe cruce. În dimineața aceasta învățăm că Hristos în cruce este răscumpărare. Maria a fost un simplu, cum zic, mecanism. Dumnezeu a ales-o pe Maria, nu datorită, știu eu, sfințeniei ei. Noi respectăm virginitatea, fiindcă așa spune Biblia, a fost virgină și Dumnezeu a ales-o un vas curat. Fără îndoială, Maria a fost una dintre cele mai sfinte tinere din generația aceea și Dumnezeu a ales-o ca prin ea să vină Mântuitorul. Și familia ei, ea și Iosif și copiii ei după aceea, a fost o familie model. Dar ea a fost mama care a avut onoarea să crească un copil perfect. Ea a fost mama care a fost prezentă în toate etapele vieții fiului ei și întotdeauna a trecut testul cu brio și anume a fost un model de fiecare dată. Dacă vreți să priviți la modele, haideți să nu ne privim la televizor sau să privim în altă parte, ci să privim la apostol, să privim la Hristos, să privim la Maria și astfel prin experiența lor și prin viața lor să depășim momentele dificile prin care trecem și noi, să învățăm experiența lor cu Dumnezeu a făcut să biruiască orice încercare. Această prezență al Mariei la cruce a făcut să înțeleagă și să biruiască cea mai grea încercare din viața ei. Dacă este un imposibil în viața ta, dacă este ceva greu care numai Dumnezeu îl știe și nu poți să-l treci, este o soluție, crucea lui Hristos. Dacă vei veni acolo și dacă te vei închina Domnului în adevăr și vei recunoaște măreția și puterea care este în sângele Mântuitorului, El te va ridica. El va pune speranța, tăria, curajul, determinarea, bucuria să fie alături de El, de tine. Și atunci când Pavel în Romani spune că și noi suferim alături de El și suferințele noastre împărtășesc suferințele lui Hristos, asta nu înseamnă că suferința lui Hristos nu a fost completă, ci suferința lui Hristos a dus răscumpărarea și mântuirea a fost finală. Dar noi ca și credincioși, Dumnezeu îngăduie suferința pentru bucuria divină, care numai în suferință poți să înțelegi dimensiunea divinității. Noi nu putem cunoaște pe Dumnezeu doar prin fapte bune, doar trăind o viață perfectă, doar bunăstare materială sau sănătate perfectă, nu, ci atunci când trecem prin cruce, atunci când atunci sunt peste umerii noștri și când suntem îngenunchiați, atunci vedem măreția și puterea lui Dumnezeu care ne ridică și faptul că și prezența divină în suferința noastră face ca noi să continuăm lupta și aventura cu Dumnezeu până la capăt. Așa cum spunea fratele Marin dimineața aceasta, atunci când alergăm și când fizic și când nu mai putem, suntem încurajați. Încurajarea ne-o dă Evanghelia lui Hristos. Această Evanghelie este puterea care îți dă curaj atunci când nu mai poți. Acest cuvânt este viață în momentul suferinței. De aceea, bizuiți-vă pe Domnul și lăsați ca viața voastră să fie coronată și condusă de Duhul și de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Haideți în dimineața aceasta să ne ridicăm picioare și aș vrea să facem această rugăciune de încheiere, cerând puterea crucii să vină peste noi, cerând înțelepciunea lui Dumnezeu și anume, atunci când venim la închinare, să ne minunăm și să stăm înaintea splendorii lui Hristos și să lăsăm ca puterea lui Dumnezeu să ne mistuie și să înțelegem miracolul închinării și Dumnezeu să se atingă de problema și de nevoia ta. Dimineața aceasta aș vrea să știi că oricât de grea și de imposibil ar fi, este unul, este Hristos, care ia povara. A luat povara lui Maria, i-a dat un alt fiu, un alt apostol, a avut grijă de ea, nu știm, dar știm că
noi suntem pe brațele Mântuitorului. Noi suntem în mâinile celui ce a fost atârnat între cer și pământ. Și mâinile sale ne dă siguranță, mâinile sale ne dă, cum zic, perseverență să mergem încă o milă și încă o milă. Și în numele Lui este putere de biruință. Haideți să ne rugăm ca biruința crucii să ne înconjoare pe toți. Amin. Să ne rugăm.